Bună seara! Între prăjituri, sarmale, cozonaci, vizite și așa mai departe, eu vreau să vă fac în timpul acestor sărbători de iarnă o mică surpriză spirituală. Vreau să vă lecturez în premieră, în foileton, romanul care va apare în format tipărit anul viitor. Poate va fi mai ușor să prindeți din zbor 10-15 minute de lectură. Să încercăm. Romanul meu se numește Supraetajat. N-o să mă pot uita în monitor pentru că voi citi de pe calculator. Prima povestire se numește Travian pe pâine. Iarnă târzie sau primăvară timpurie? Cine mai știe cum să definească vremea lui martie? Oricum, cu sau fără vrerea noastră, timpul trece. Între regrete și speranțe, între așteptări și dezamăgiri, între naștere și moarte, trece. Doar că se face așa, nu știu cum, câtă vreme suntem împreună în torentul vieții, precum o frunză alături de alte frunze purtate de aceeași apă la vale, să nu ne dăm seama de asta. Avem sentimentul, uitându-ne în jurul nostru, că totul stă pe loc, că nu îmbătrânim nici noi, nici cei din preajmă, nici lucrurile, nici orașul în care trăim. De fapt, totul este o iluzie. E chestiune de percepție. Mă gândeam asta într-o seară, când venind acasă, am observat că blocul vecin cu al meu e parcă altfel decât îl știam. Mă tot uitam la el în timp ce traversam strada, în timp ce mă apropiam tot mai mult, până la punctul în care nici nu-l mai puteam contempla în ansamblu, ci doar de jos în sus și nu-mi dădeam seama ce e schimbat. Geamuri noi? Parcă nu. M-am uitat și mai atent. L-am comparat cu al meu. Abia atunci mi-a devenit evident, pur și simplu, reabilitaseră termic blocul. Îi puseseră o nouă coajă de scârț, apoi o vopsiseră într-un roz pastel temperat. Ori, poate erau razele de apus ale sfârșitului de iarnă reflectate în geamuri cele ce îl făceau să arate în roz pastel. Am intrat în zgara blocului meu, așteptând înfigurată liftul. M-am trezit din nou cu gândul la noua fața blocului pe lângă care trec zilnic. Când s-o fi produs schimbarea? Asta nu se face peste noapte. Din lift coboară vecina de la 5. Habar nu am cum o cheamă. De 20 de ani ne salutăm, mai vorbim de vreme, de copii, de boli. E vecina de la 5. Habar nu am unde lucrează. Ar trebui să mă uit pe căsuța poștală sau pe caseta de la interfon sau să o pot striga măcar pe numele de familie. Bună vecina, mă salută la rândul ieșind în grabă. Oare ea o fi știind cum mă cheamă? Ori și eu sunt vecina de la 4 pentru cei mai mulți dintre colocatari. Urc în lift și mâna mea se duce instinctiv la butonul de la etajul 4. Cheile în buzunarul mic al poșetei, pardesiul pe umeraș, papucii de casă în picioare, apoi direct la birou pornesc calculatorul. Toate astea le fac fără să gândesc, la fel de precis precum merg, cum scriu, cum beau un pahar cu apă, de parcă în trupul și în mintea mea conviețuiește o a doua ființă perfect dresată, care încearcă să nu mă trezească niciodată din somn, atât de tiptil se mișcă. Și totuși, când s-a reabilitat blocul vecin, îmi persista în minte întrebarea. S-or fi pus chele, au lucrat muncitori, au fluierat, au înjurat, au făcut mizerie. Eu trec în fiecare zi pe acolo. Nu am observat niciodată nimic. Eu, nu cealaltă ființă din mine care umblă tiptil. Eu unde am fost? Era o întrebare fără sens la care nu avea cine să-mi răspundă. Era clar ca bună ziua că nu mai trăiam de mult în realitate. Atunci a fost probabil prima mea încercare de a mă întoarce. În următoarea vineri ajung la concertul de mărțișor al Filarmonicii. Nu mai fusesem de ani. De ani.
Pusesem un pariu cu mine însă că pot să o fac, adică să rup cercul vicios al autosuficienții în care trăiam, ori măcar să fac o încercare. Ajung în ultimul moment și întind doamnei cu bilete o bancnotă de 10 lei. Pensionară? Mă întreabă Cucoana. Salariată? Răspund nițel, contrariată, chiar țăfnoasă, jignită de întrebare. 15 lei. Scuzați, zic cu glasă încet jenată, căutând în portofel restul de bani. Când or fi mărit prețul? Iau biletul și mă grăbesc să intru în sală. Scena era deja luminată. Din prima mi-am dat seama că ceva nu este ca pe vremuri. Poate era ceva cu tapiseria scaunelor? Poate și ceva din drapajele de fundal? Nu eram sigură. Poate stativele erau altele? Ceva se schimbase oricum. O timiditate stupidă mă cuprinsese fără niciun motiv aparent pe mine, care eram încă din vremea liceului de acasă. Acum păream o impostoare. Dau să mă așez pe unul dintre scaunele lateral când observ cum o veche amică îmi face semn din mână, de parcă aș fi dormit 100 de ani în pădurea frumoasei și atunci deschisesem ochii, de parcă mă trezisem din himnoză, în mintea mea totul se desfășura cu încetinitorul. Fața ei era extrem de prietenoasă și familiară, însă cu greu mi-am amintit cum o cheamă. Poate de vine era și un soare ei schimbată, poate doar își vopsise părul în altă nuanță. M-am dus către ea. Bună, Elena! Bună! Bună! Loredana, da, Loredana era numele ei, cam târziu mi-am amintit. Am fost colegă de liceu, mare pasionată de muzică simfonică, soțul ei a terminat conservatorul, au rămas amândoi ca și mine mai aproape de părinți în provincie. Loredana e contabilă la mai multe firme în același timp, nu am habar exact unde, deci ar trebui să-mi încarc memoria cu atâtea inutile. Iau loc lângă ea, timp în care realizez că scaunul nu e tocmai comod, are o adâncitură pe mijloc, probabil că placajul de susținere să fie cedat. Pe scenă intră însă orchestra, se aplaudă, o să schimb locul poate după pauză. Foarte greu mi-am adunat gândurile. Cealaltă ființă din mine asculta în liniște, docilă, în vreme ce eu scrutam sala. La concerte e un public destul de stabil. După un timp ajuns să-i cunoști pe toți, nu după nume, dar după figură și mai ales după locul unde se așează. Melomanii fidele au scaunele lor. De fapt, în acea seară am realizat pe de-a întregul că ceva era în mare neregulă cu mine în relație cu timpul. De parcă lipsisem din propria mea viață câțiva ani. Și nu era vorba doar de faptul că uitasem numele Loredanei. Mă uitam prin sală și toți îmi păreau prea albiți la păr. Unii bărbați aveau o chelie generoasă, alții își lăsaseră barbă, unele doamne se îngrășaseră, altele slăbiseră, altele îmi păreau de-a dreptul bolnăvicioase, cu cearcăne și riduri adânci în colțul ochilor și în jurul buzelor. Parcă și scaunele din sală erau bolnave, cu tapeseria pe care o știam altă dată din pluș, acum ajunsă mai degrabă o pânză nedefinită ca textură și culoare. Apoi, cu altă mirare, am descoperit că locurile pe care altă dată stăteau pensionarii urbii, mari medici, profesori, muzicieni și chiar fostul primari, toți înlipsiți de la un concert, stagiune după stagiune, acum erau neocupate. Au murit, au plecat, sunt bolnavi. Au murit, mi-a confirmat Loredana la pauză. Cum de nu ai aflat? Cum de nu ai aflat? Ridic și eu de numeri, ce să răspund. Ai fost plecată, relua dialogul cu insistență Loredana. Nu te-am văzut deloc în ultima vreme. Mă gândeam că probabil ai plecat, că te-ai angajat prin străinătate. Medicii au căutare, contabilii mai puțin, și schiță un oftat. Nu, nici vorbă. A fost o perioadă, în fine. Ai avut probleme, insista Loredana cu o figură deja grijulie și compătimitoare. Oh, nu, nimic de luat în seamă, nimic serios. Părinții sunt bine, tu ești bine? Da, Loredana, pur și simplu am luat o pauză. Fii serioasă, ce fel de pauză e asta? Nu e cam lungă? Aici am dat doar din cap și am lăsat o tăcere lungă în loc de vorbe. Abia dreptate, ce fel de pauză? Orice i-aș fi spus era jumătate adevăr, jumătate minciună. Văzând că nu continui, femeia se uită la mine clipind des din gene,
zâmbind coplice și cu subînțeles. Oricum, dacă te măriți, să-mi dai și mie de veste. I-am întors un zâmbet și am dat anul din cap, ce puteam să fac. Aha, deci s-a terminat idila aia? Da, s-a cam terminat. Ei, cine știe, mai ai timp să vă răzgândiți. Nu, nu, am oftat eu lăsând-o să creadă ceea ce își dorea ea să creadă. Idila aia? A doua zi... Idila aia? În a doua parte a concertului, numai la asta am... Revenea în minte mereu și mereu, numai asta revenea în minte mereu și mereu. Ce idilă? Mă confundă cu altcineva? Eram teribil de încurcată. Loredana nu mi-a fost niciodată confident ori prietenă prea apropiată. Logic, i-aș fi povestit tocmai ei despre vreo idilă. Ne mai întâlneam, cum se întâmplă ades în orașele mici, prin piață, pe stradă, ca acum, la concert, dar despre o idilă... despre ce idilă ar fi vorba? Dansurile simfonice ale lui Rachmaninov, odată terminate, aplauzele publicului săvârșite, ne-am îndreptat împreună, eu și Loredana, spre ieșire. Răspundeam în dreapta și în stânga cu zâmbete la salutările cunoscuților, cu sau fără nume din hol, de la garderobă. Tot acolo stai? Mă întreabă. Da, tot acolo, unde să plec? Întrebam doar, avem drum comun. Hai că vine și Mihai... Nu durează mult până se îmbracă, își pune vioara în cutie și mergem împreună. Poate totuși îți faci timp într-o zi să bei cu noi o cafea. Știi cu cine m-am conversat zilele trecute? Cu Mariana, o mai ții minte? Da, cum să nu? Nu locuia în spatele liceului și în pauza mare nu mergeam la ea și trăgeam câte o țigară? Exact! E la zimnicea ingineră. M-a găsit pe colegii mei.ro. Apropo, să-mi lași numărul meu tău de telefon, am vorbit, poate facem cumva să ne vedem cu foștii colegi, au trecut 30 de ani, poate organizăm o întâlnire, nu știu, depinde, să vedem câți au mai rămas. Unde să rămână, în oraș? Ei, în oraș. În oraș, în țară, în viață. Poate facem asta, să știi, multora le este dor. Mariana a început să mai sune pe... Mai mulți și din aproape în aproape poate dăm sfară în țară. Prin august nu ar strica. Cred că vine o vreme, o vârstă când vrei să-ți revezi colegii de liceu, chiar dacă e mai greu. Cât am făcut schimb de numere de telefon, Mihai a apărut lângă ea. M-a privit de parcă m-ar fi scanat, încercând probabil să mă încadreze undeva în memoria lui. Am simțit nevoia să-l ajut. Elena, ne știm, cred, doar că nu ne-am văzut de mult. Da, exact, Elena. Am luat-o toți trei spre centrul orașului în tăcere. Loredana își pierduse subit cheful de vorbă. Am ajuns în cele din urmă și în fața blocului lor. O seară bună vă doresc. Mă bucur că v-am văzut. Chiar nu vrei să urci? Avem un vin bun. Nu, mulțumesc, sunt obosită, dar altă dată cu plăcere. Nu suna deloc a invitații de complezență. Loredana chiar ar fi vrut să mai stăm la povești în acea seară, iar soțul ei nu cred că ar fi avut ceva împotrivă. Dar eu mă grăbeam teribil de tare spre casă. În acel moment, ca o străfulgerare, am avut un flashback. Îmi amintisem ce era cu idila.